Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! La aproape 3 luni de zile după ce ați preluat instituția primăriei, vă rugăm să ne spuneți cum decurg lucrurile. Eu cred că din ce în ce mai bine și sper că și concetățenii mei au observat că lucrurile au intrat pe un făgaș normal, spun eu. Acest lucru cred că se datorează și faptului că atât eu cât și viceprimarul, domnul Urdea, suntem de dimineață, așa aș putea să spun până seara, că au fost zile când ne-au prins orele 7-8 în primărie. Cum stăm cu noile investiții? Am înțeles că urmează să fie demarate foarte multe lucrări. Da, sunt investiții pe care le-am preluat de la vechea administrație, cum ar fi izolatul spitalului, sensul giratoriu, pe care ne-am grăbit să le finalizăm și vor fi două investiții pe care le vom finaliza în decurs de o lună și jumătate. Avem în continuare un proiect să asfaltăm zona de intrare din Codlea, dinspre municipiul Brașov. Ne referim la străzile fabricii, serelor, plutelor, un proiect să băgăm apa pe strada Mihai Viteazu, urmând ca la anul să rezolvăm și problema cu gazul și să reușim și acolo asfaltarea. Sunt mai multe străzi de altfel pe care urmează să le asfaltăm, inclusiv podul de piatră, strada care face legătura între 9 Mai și DN1, unde se, știu eu, adunau pietrele în DN1 la baza străzii. Sunt multe proiecte. Lucrăm la o bază sportivă, lucrăm la o piață agroalimentară unde cetățeanul se poate să cumpere carne direct de la producători, de la firme consacrate din zonă de creștere de porc, vită, pui de carne. Sunt multe investiții, este mult de lucru, dar și satisfacțiile sunt mari când eu cel puțin văd că orașul începe să prindă viață, când văd că orașul începe să se schimbe. O problemă delicată este cea intrării în iarnă, respectiv dezăpezirea, așa cum codlenii au fost obișnuiți să nu se facă în anii trecuți. Ce ne puteți spune aici, vis-a-vis și de serviciile comunale? Ce vă pot spune este că prețurile care s-au practicat au fost destul de mari. Interesul meu este ca întotdeauna cetățeanul codlean să beneficieze de un raport calitate-preț echitabil. Provenind din mediul de business, dau silința să obțin prețuri cât mai bune cu un coeficient al lucrărilor cât mai bun pentru cetățeni. Mă voi îngriji ca atât, știu eu, cu serviciile comunale, cu alte firme, firme cu care de altfel primăria a lucrat și în anii trecuți, nu firme ale lui Cătălin Muntean, pentru că vreau să spun și să fac precizarea, indiferent de ce se aude, niciodată nu am lucrat cu o firmă de-a mea, am evitat acest lucru pentru a nu exista suspiciuni, cu toate că aș fi fost mult mai performant, dau un exemplu, zilele Codlei, în raportul calitate-preț la mici. Dar pentru a evita fel de fel de discuții pe aceste teme, am preferat să las pe alții să aibă zone bune, să aibă alt tip de facilități, oameni care până la urma urmei au uitat de un anumit minim de decență, de un minim de respect. Ce vă pot spune este că la acest moment fac toate pregătirile pentru a intra în iarnă, a intra în iarnă bine pregătiți, chiar dacă iarna, până la intrarea în iarnă, mai sunt ceva zile. Ne ocupăm deja de materialul antiderapant, perfectăm prețurile pentru orele de zi, orele de noapte, de dezăpezire. Discutăm despre modul în care vom face dezăpezirea, pentru că și aici sunt probleme vis-a-vis de faptul că sunt străzi asfaltate, mai înguste, mai late, unde nu pot intra orice tip de utilaje.
nu putem băga același utilaj pe strada laterală ca și comparație sau pe o stradă unde, știu eu, nu avem asfalt. Acolo va intra tractorul, pe laterală va intra o mașină cu lamă mare, sunt străzi unde vor intra mașini cu lame mici. Ne dăm interesul ca în iarnă să avem o dezăpezire eficientă la Codlea. Nu în ultimul rând, vreau să vă întreb, investiția pe care o veți face în centrul istoric, legat de înființarea unui muzeu al tradițiilor locale, o accesare de fonduri de aproape 3 milioane de euro? Da, este o investiție de 3 milioane de euro pe care, din păcate, a trebuit să o retragem, să mai cheltuim ceva bani și să o redepunem la centru de la Alba. Ea a fost din nou aprobată și cu mari șanse de finalizare, știu eu, în 2014. Asta înseamnă că vom face din vechea policlinică, de unde vom muta medicii de familie la spital, unde va deveni spital care ne dorim să devină un centru medical, în timp vrem să ducem și să mutăm și salvarea acolo, omul merge la doctorul de familie, se dă trimitere la medicul specialist, găsește acolo și medicul specialist, dacă este nevoie cameră de gardă, merge, știu eu, are omul ceva probleme, îl ia salvarea, îl duce, dacă nu se poate rezolva problema la Codlea, la spitalul județean. Ce vă pot spune este că această investiție va schimba complet fața zonei centrale a municipiului nostru. Vom lucra la biblioteca orășenească, vom lucra la casa de cultură, la fațadă, la interioare. Le vom pune în valoare. În viitor vom avea și cultură și sport la Codlea. Suntem interesați să investim în aceste două direcții, dar pentru că tot ați pomenit de investiții, și acesta este un lucru important, investițiile în următorii 2 ani la Codlea se vor ridica la suma de 60-80 de milioane prin faptul că Drexel mai vor investi 30 de milioane, firma Rolem undeva la 15 milioane, suntem în discuții să perfectăm un contract cu dumnealor pentru un teren, pentru ca mai apoi dumnealor să înființeze undeva la 800 de locuri de muncă după această investiție. Sunt parcuri fotovoltaice care se dezvoltă în zonă, ferme de găini, sere, 5 sere, Institutul de Sere de Sus va produce din nou flori la Codlea, deci Codlea va redeveni un oraș al florilor. Și alte investiții de diverse feluri. Știu eu, o fabrică de compost pentru ciuperci sau un sanatoriu în Geamăna pentru recuperarea celor care au făcut preinfarct. Precum și multe altele, lăsați-mă să mai păstrez și din secretele pe care la un moment dat voi fi nevoie totuși să le fac publice. Cred eu că în acest moment Codlea prinde viață, cred că, așa cum am promis, Codlea începe cu pași mărunți, dar siguri, să devină un adevărat oraș european. Vă mulțumim foarte mult! Cu plăcere!